Șters. Bună dimineața, fraților. Bine v-am găsit pe emisiunea lui Tanca Patos. Azi avem la treabă. Da. Da, productor. Productor. Că vopsește și el. El e cu sifon. Îi place bușa. Da. Da. Ce să mai... Meșterim un calorifer. Așa. Bem o cafe. Și... Mă apuc în bucătărie să termin plăcile alea care le-am pus. Să chituim, să începe cu ugletul. Haideți să vă arăt. Are talent, are, are. Ce e lui, e lui, ce să mai... Îl are pe ăsta de vopsit și pe ăsta. Și s-a încheiat cu vopsitul. Eu mi-am făcut material aici, ca să pun plăcile astea care au mai rămas aici, să le închid, pac, asta e gresia, nu vă uitați la printa aia că așa a vrut mai mare, așa. Și cam așa vine, pac, da? Gletuim. Pe sus, pe aici. Frumos. Totul corespunzător, așa cum trebuie să fie, da? Bun. O să revin cu upgrade mai încolo. Gata, fraților. Terminat caloriferele. Asta e vopsit. Vedeți că e și frumos, ce să am. L-am vopsit și pe ăsta. Frumos. Asta va rămâne aici și va pune proprietarul ăsta la vopsit totul. Hai să vă arăt și bucătăria chituită. Asta e. Trebuie șters. Ștersă, frumos, s-a chituit tot. Da? Vom începe la gret. Da, că e și frumos. Mă rog, că de ce acolo. Și pe aici. Aia e chituită. Chituită și asta. Revin cu upgrade-ul. Când începe la gletus. Prima mână. Servus, frații mei! Băi, nene, n-am mai filmat nimic acolo, că n-am mai stat. Am tras glep pe colo-colo, pe sus așa, am aranjat cât de cât pe acolo, am chituit gresia, toate reparații pe acolo, ce-ați mai... Ce vedeți aici, în videoclipul ăsta? Și cam atât. Mâine e sărbătoare, fiind duminică, luni, la fel. Deci, ne vedem pe marți cu glet. Să tragem gletul. Marți, pe miercuri, sper să șlefuie să dau lavabilă. Mai fac mici retușuri colo-colo. S-a terminat lucrarea. Așa că, știți ideea, subscribe, like, comentarii. Data viitoare să aveți un weekend plăcut și multă sănătate.
Ciao.